s-a transformat Dima Trofin dintr-un băiețel firav într-un bărbat adevărat? Bună seara, Mădălina Bălan. Asta este treaba ta pe ziua de astăzi, să ne spui cum se transformă băieții firavi în bărbați adevărați. Sunteți ok? Vă deranjăm? Că putem să băgăm următorii invitați, dacă... Poate aveți niște treabă și vă reține. Hai mai mult! Încă 7. 8. Mai jos. 9. Stai că nu trag. 10. Hai singură. Hai, lasă-mă singură, da? Hai. Mă, trag singură. Hai, lasă-mă. Și câte kilograme avem acum? 50. 50 de kilograme? Hai. Ultima. Mădălina! Oh! Hai, gata, nu mai pot eu. Suntem în plină forță. Te bună jur. Seara, Mihai! Bună seara, bună seara! Bună seara, da, bună Mihai. Seara! Bine v-am găsit și la mulți ani pe această cale. Hello! Mădălina! Ce voiai să-mi zici? Ai zis Mădălina? Păi, îți dai seama că odată ce tragi alături de Dima de fiare, nu mai ai urechi pentru colegii tăi, vechii tăi colegi. Păi uite, fii atent, în bucur să te dezbrac, uite ce abdomene are el și uite eu. Deci ori să mai bine ca mine, uite-te. Vezi? Și atunci am zis că nu e corect. Ceva în viața asta nu e corect. E că nu stai rău nici tu, adică dacă asta îți propui, asta îți dorești de la viață, mai jur, deci are o talie foarte frumoasă. Dar tu ai auzit ce s-a cirat în seara asta, Mădălina? Ești bine, jur că ești bine. Poftim? Ai auzit ce sarcinai în această seară? Gemelare. Să ne spui cum se transformă... O transmisie directă extraordinară. Cum se transformă dintr-un băiat firav într-un bărbat adevărat? Cum s-a transformat Dima Trofin? Așa? Uite, așa s-a transformat. Ai zis că ai făcut și pauză, nu? Poză? Pauză, da. Vreo 5 luni. 6 luni, cam așa, vreo jumătate de ani. Vreo 5 luni am făcut pauză. Și acum 2 luni, cred că am început să-mi revin, să merg înainte. Apropo, hai să mergem la un aparat să-l vedeți spatele, vrei? Hai să-l prezentești pe Alex. Doamne, Alex este foarte dur cu mine, trebuie să spun, e bun, dar dur. Cel mai tare. Deci antrenorul meu mă mai lasă așa să mai mănânc o ciocolățică, el a zis că n-am voie, exclus. Ca să avem rezultate optime, o să vedeți și la Dima o schimbare foarte mare câteva luni. Hai cu spatele, hai să facem spatele. Da, iertați-mă că vă întreb, nu sunt de meserie, dar ce schimbare ar mai trebui să se vadă la Dima? Ce nu e bine? Ce schimbare ar trebui să mai vadă la mine? Ce nu e bine? Hai tu, vorbește și fă, nu poți să faci mai multe lucruri deodată? Hai. Tot timpul e loc de îmbunătățire. Corect. Bravo. Așa, acum ce faci? Te batem, dai una. La mai fel. Pe conștiință. S-a arătat și ție. Știu, uite, trage mai Jono. Și pe bune, Dima, așa arăți tu după 5 luni de pauză, în care n-ai fost deloc la sală, adică 3. Așa nu memoria au mușchi, așa de repede și au revenit? Crede-mă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am așa, genetic. Dar pe bune, încă e mai de lucru, mult. Chiar am avut o pauză mare. 90, câte kilograme are? Bine, bănuiesc că nici nu ai avut absolut deloc... mental chef să te gândești la sală în perioada asta. N-a fost o perioadă ușoară pentru Dima, să fiu... și povesti despre ea. Da, n-a fost o perioadă ușoară. Dar se poate. Dar cum ai reușit? Se poate. Hai să punem 23, un 18. Știu că nu e locul potrivit pentru asemenea discuții destul de de adânci. Cum ai reușit să să treci peste nu poți trece peste durere, dar să te obișnuiești. Nu pot să zic că am trecut, pentru că nu am trecut și nu cred că să... Da, nici măcar nu m-am obișnuit. Da, nici măcar nu m-am obișnuit, crede-mă. Dar încerc, pentru că întotdeauna simt prezența surioarei mele întotdeauna lângă mine și acum să mă înțelegeți, jur, că noaptea asta am și visat-o. Adică spre dimineață mi-aduc aminte foarte bine că am visat-o. Și e prima oară când s-a întâmplat asta, după ce a plecat? Foarte fericit. Nu, este a doua oară de când am visat-o și dimineața chiar eram fericit că am văzut-o și practic am vorbit. Dar după pe zi, știi, m-a trecut toată nostalgia asta și m-a luat valul puțin. Adică, toată nostalgia și
durerea oarecum a revenit. Dar uite că sunt la sală. Trag, 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 da, activitatea, și... activitatea asta bine? Fizică... Bine? Cu siguranță. Nu, bine. Nu neapărat numărul de kilograme, cât faptul că... Nu neapărat. Îi dai organismului și mai ales minții altceva drept ocupație, cred că face foarte bine. Adică sportul e una dintre cele mai bune metode antidepresie din lume. Corect, știi care e ideea? Că eu cel puțin 100% de fiecare dată când vin la sală, vin cu plăcere. Nu vin cu, nu știu, cu ideea să, hai că o să trag aici de două ori, acolo posibil o dată sau, na, depinde, dacă mai am putere. Nu. De fiecare dată când vin, încerc să trag cât mai mult și acum, datorită și lui Alex, trag mult mai mult, mult mai mult de fiecare dată și chiar primesc plăcere. Eu vin, nu știu, vin cu cea mai mare dragoste la sală. Adică, pe bune, primesc mare plăcere. Iubesc sala, mult, mult de tot. Na. Ce faci? Bine, cum te simți? Ascultam ce vorbiți voi și știu că sala înseamnă și sănătate, pe lângă multe alte lucruri. Și ultima dată când am întâlnit-o cu tine la Tulcea. La Tulcea, la un concert, da, da, spectacol. Știu că tatăl tău nu se simte așa de bine. Cum e acum? Mă, ideea e că treaba pe care, boala pe care o are taică-mă, știi? Poate... rămâne doar stabilă, știi? Adică nu poate fi mai bine. Adică nu se poate vindeca? Nu, pentru că a avut un atac cerebral. Și momentan, mulțumesc lui Dumnezeu, este în ordine, este stabil, e ok. Dumnezeu să-i dea sănătate. Și noi să-i dăm toată iubirea noastră pe care o avem pentru el. Știi? Dima. E o chestie. Da, într-adevăr a fost o perioadă foarte grea. Mai ales țin cont că... Dar tu continui să rămâi același bun. Noi încerc și vreau, din suflet, crede-mă. Adică chiar perioada a fost destul de grea. Și data trecută când am vorbit la Tulcea, același lucru am făcut. Da. Am zis că 32 o să fie așa și o să încerc și o să trec. Nu pot altfel. Trebuie să fac acest lucru. Pentru că... În primul rând, sunt sprijinul familiei, știi? Cam asta. Hai să ne întoarcem la, la stilul tău de viață sănătos. Da. Pentru că, în primul rând, ăsta e scopul pentru care vii la sală și mai mult decât atât, și după sală, adică stilul ăsta nu e o jumătate de oră sau o oră pe zi cât tragi de fiarele alea. Stilul ăsta trebuie trăit 24 din 24. Ce mănânci? Ai vreun regim, vreo dietă? E prea ușor. Cum? Acum aș minți dacă aș spune că nu am o dietă. Îmi place să mănânc, sunt gurmand, mamă, deci crede-mă, îmi place să încerc absolut tot. Mănânc și dulciuri. Aseară pot să te dau de gol, am mâncat dulciuri și mă certa pe mine el că am mâncat de ciocolată. Bă, știi care e ideea? Am făcut doar o masă copioasă. Ai dar... mâncat sushi și apoi dulciuri. Sushi, da, dar nu și dulciuri. N-ai mâncat? Nu, am făcut doar așa o masă copioasă să fie frumos. Credeam că te prind. Dar să știi că îmi plac dulciurile foarte mult, îmi plac foarte mult. Și mie. Dar de o perioadă. Și eu după sală mănânc ciocolată. De o perioadă, încerc să am grijă de la ce mănânc. Mănânc ciocolată? Nu prea. Nu sunt amator de ciocolată, îmi plac prăjiturile la nebunie. Dar mă abțin, Mădălina? Hai să te învețe cineva mai bătrân decât tine, să nu crezi tot ceea ce postează oamenii pe Instagram, înțelegi? Adică tu dacă îl vezi pe Dima la cum arată și dacă vezi o poză sau un Insta story cu multe dulciuri, așa? Să nu crezi că el le și mănâncă pe toate. Jos! Drept. Am înțeles, îți mulțumesc! Iartă-mă că în seara aceasta îți vorbesc cu spatele la propriu, dar... Dar ce spate? Dar profit de... Profiți de audiența record pe care o înregistrează emisiunea Răi da Buni, de o vreme încoace și... Na. Acolo te duci, da. De ce să nu ne arătăm spatele în prime time? Așa. Bun. Uite. Așa. Drept. Dima. Cât mai drept. Da, te rog. Eu cred că cineva își dorește un personal trainer și... Da, să mă sune... Cu cea mai mare plăcere. Da, știu să citesc limbajul corpului. Ești de acord? Asta spune limbajul corpului. Am pierdut conexiunea cu regia, să mă sune regia încă o dată. Am întrebat dacă ai nevoie de un personal trainer. Vrei să fii personal trainer? Nu, care nevoie, dispărută, adică... Asta spune... Normal că am nevoie. Așa se traduce limbajul corpului. E bine că te aud doar eu acum, sau mă auzi deja și tu. N-au nimic,
Ok, e foarte bine că aud doar eu. Doar eu aud asta. Nici nu trebuie să audă Mădălina următoarea întrebare. Zi-mi... Te rog. Ca să terminăm imaginea asta, echilibrului care există în viața ta. Echilibrul perfect de altfel nu există, dar e vorba de stilul de viață. Sport, nutriție, eu cred că și dragostea face parte din ceea ce se numește echilibru. Și dragostea face parte... Ai echilibru în zona asta? Sentimental, că... romantică? Nu, momentan ai iubită? Nu. Mai simplu spus, hai că întreb eu direct. Ai mai iubită? Pe simplu, nu. Dar ce mă crezi că nu înțelegi? Adică... Mă, sincer, nici nu am avut. E interviu cu Abi sau cu Dima? Adică dacă era cu Abi... Nu am avut chef până în perioada asta. Știi? Păi pe mine, dacă mă întrebai, dacă sfera emoțională, dacă... Păi da, mă, dar eu mă adaptez întrebările în funcție de invitat. Nu te-am întrebat pe tine, l-am întrebat pe Dima, adică... Da. Nu. Ca de obicei îmi dai cele mai inteligente răspunsuri. Doamne ferește. Nu, sunt singur. Singur, da? Sunt singur, dar nu înseamnă că așa vreau să rămân, Doamne ferește, în niciun caz. Poate-ți găsești o fetiță pe aici, pe la sală. Poate. Cine știe? Trebuie să fie tonifiată? Tonifiată? Trebuie să fie în primul rând om bun. Stai că mă duc să-ți caut. Mădălina! Mădălina! Băi, să nu fie măritată, te rog eu mult. Mădălina, vino înapoi. Să fie măritată. Să știți că sunt singura fată de aici, singurii sunt băieți. Vezi că nu ai arătat bine când ai zis îți găsești o fetiță pe aici, pe la sală. Trebuia să faci, poate îți găsești o fetiță pe aici, pe la sală. Trebuia să arăți spre... Știi? Lasă că te uiți la o reluare și vezi... O fetiță! Dima, fii atent, hai să facem un challenge pe final de transmisiune și te lăsăm că să răcesc mușchii. Faci un drop set. Nu, că tot n-am terminat. Adică să te pui, nu știu, la o bancă, să ridici, să împingi, să ce vrei tu, până la epuizare. Cât poți tu? Până când... Până la epuizare? Plesnești mușchii. Până la epuizare. Hai la biceps. Hai la biceps, da? La hai să vedem. Câte poate Dima? Bine, acum depinde și câte chile ia. Mă, nu neapărat câte poate, pentru că am febră acum. Încă de zilele trecute am febră, gravă, crede-mă. Să vedeți ce biceps fac eu. Dar încerc. Uite, mă, Elena, cum e la sală în timp ce facem noi emisiune, vezi? E plin orașul de oameni sănătoși. Hai! Pleznește orașul de sănătate. Hai! Una. Hai, două, repede. Hai că poți. 3. Știi că poți. 4. Dar una sunt 5 deja. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vă anunțăm că lucrează pe febră. 14. 15. 16. 17. Hai încă 3 acum, hai, Dima. Acum, că astea sunt importante. Încă 3. Una. Hai cu a doua. Hai încă una, Dima. Hai că astea fac diferența. Două. Și ultima. Ăsta-i, tată, eroul meu. Ultima. Bravo. Gata. Ți-ai făcut treaba pe ziua de astăzi. Poți să o scoți la masă. Oare crezi că putea să fac așa ceva? Hai, mă. Hai. Acolo. Mulțumim tare mult, Dima. Trebuie să mă îmbrațe să vorbă așa ceva. Te ridic? Da, Dima, nu vreau să văd căzătura Mădălinei în direct, de-aia o să întrerupem discuția imediat după ce zic. Sus! Urcă! Mulțumesc mult de tot! Sus! Îți mulțumim și noi! Și mă bucur că ai dat un exemplu fain oamenilor în această seară. El e Dima Trofin. Ea este Mădălina, aproximativ bolan. Ne întoarcem după pauză.